Este vorba despre, sunt două sisteme de altfel pe care vrem să le implementăm. Este vorba odată despre partea de NFT și partea de plăți cu criptomonedă. Bineînțeles că în momentul de față avem plata cu cardul, cu POS-ul, donații sau plățile inclusiv pe SMS. Și când spun plăți, nu vreau să se înțeleagă că sunt plăți numai de abonamente sau de bilete, ci sunt plăți pentru, pot fi donații, pot fi sponsorizări sau susțineri de diferite proiecte. Ați vorbit chiar și de un abonament pe viață? Da, este vorba despre, o să încerc să le iau așa cât de cât, este vorba despre, spuneam în inima odată despre NFT. NFT este acea, ați văzut probabil ilustrația mai devreme, este odată o ilustrație a Filarmonicii în metavers, până la urmă, pentru că acolo vrem să ajungem, de fapt, cu acea ilustrație a lui Paul Constantinescu, ați văzut-o sub o altă imagine, este cei drept, este un draft în momentul de față, încă se lucrează la această imagine, deci asta este jumătate din NFT, iar cealaltă jumătate din NFT este vorba despre bilete, despre ticketing, practic cu aceste bilete de NFT se vor putea achiziționa bilete la festivalul de jazz, la întreaga stagiune sau poate cel mai important în acest spațiu virtual pe care noi l-am dezvoltat în România. Nu am inventat apa caldă și a nu se înțelege altceva la Ploiești legat de apa caldă. Este după o rețetă a succesului acelui de la Berliner Philharmonical, că cei care au Digital Concert Hall, noi avem Virtual Concert Hall, iar această platformă, prin această platformă, achiziționând aceste NFT-uri, vor putea oamenii să aibă acces pe viață la aceste concerte pe care noi le organizăm, fie ne organizăm noi 100%, fie cu parteneri. Ceea ce este foarte important, de fapt, și face o diferență față de alte, poate de alte instituții de acest gen, afară de orchestra simfonică sau artiștii pe care îi aducem aici, sunt artiști foarte mari pe care îi aducem din străinătate, de la Filarmonica din Viena, de la Concertgebouw, de la Berlin, sunt câștigători de premii Grammy atunci când discutăm de festivalul de jazz și ne dorim ușor, ușor, nu cred că vom reuși chiar în această stagiune să facem chiar tot ce ne-am propus în sensul de a crea acea comunitate virtuală, de a crea acea relaționare între public, între cel din, nu știu, din Tokyo, care va vrea să discute, nu știu, poate cu Liviu Prunaru prin intermediul platformei Virtual Concert Hall. Iar odată, pe lângă chestia asta, va fi inclusiv plata prin criptomonede. E adevărat, încă o dată spun, nu va fi o... Noi nu ne adresăm neapărat publicului ploieștean, vă spuneam de Concert Hall și de această viziune internațională. Se vor putea face plăți prin criptomonedă, inclusiv ca donație, inclusiv ca plăți de abonament.